Pandemia a rărit drumurile cititorilor spre bibliotecă. În acest răstimp, noi, bibliotecare, ne-am învățat a face povești, a citi live cititorilor, a anima, teatraliza, filma, zoom-ui carte, am atras și autorii în acest proces. Toate acestea contribuie, bineînțeles, la educarea lecturii, dar se învață cu adevărat, făcând, aplicând, jucând. Cartea pe care vă prezint, autor Françoise Boucher, un titlu foarte captivant, cartea care te face să iubești cărțile, chiar dacă nu-ți place să citești. Un instrument extraordinar de bun de educare a lecturii, adresat copiilor și adulților. E o carte haioasă. Asta o face ușor asimilabilă. Autoarea preferă să se ascundă, deși nu-i scris în timpul pandemiei, după o mască. Și-a luat masca lui Marc, un cititor erou care cunoaște toate secretele și puterile magice ale cărții. Pe piept are scris, ia-mă cu tine în călătorie din carte în carte, iar în spate trăiască cartea. E o carte plină de sfaturi, comparații, sugestii, desene ca dovezi. Voi adăuga recomandări cum să le folosiți sau să le complementați cu ceva personal. Deci, o recomandare de carte cu instrucțiuni de folosire. Iată câteva exemple. Cititul te ajută să crești. E dovedit științific. Chiar dacă ai 100 de ani și continui să citești, vei crește în continuare. Desenele lui Marc sunt dovada. Noi am putea face acest exercițiu cu cititorii, rugându-i să scrie, dacă ne adresăm acum online, cum creștem prin lectură, din exemple și experiențe proprii. Sau dacă avem public, după pandemie, organizăm un brainstorming în care generăm idei ca apoi să dezbatem cu participanții. Lectura îmbogățește? Exemple foarte bune ne oferă, dar le putem găsi împreună cu cititorii noștri. Recomand jocul Banca cu exemple. O cutie sigilată, un borcan, în care cititorii să arunce idei sau să le scrie pe o foaie de flipchart, să le prezinte în formate diferite, bendesenate sau animate. Limita e cerul, cum zic inovatorii. La fel, lectura dezvoltă imaginația sau lectura generează emoții. Câte, ce fel de emoții le găsiți aici? Încurajați copiii să spună din experiență proprie. Poți citi pe orice vreme, poți citi oriunde, chiar și pe bicicletă dacă ai un periscop. Aici autoarea s-a limitat doar la locuri fizice, dar ca exerciți cu copiii puteți adăuga lecturi audio, tabletă, computer, telefon mobil. Poți citi audio, de exemplu, în timp ce gătești calciuf, faci curat, conduci mașina. Lăsați copiii să găsească noi locuri și modalități, încurajați imaginația și creativitatea și abordați umoristic exercițiile. Cum e să intri în pielea unui personaj? Lăsați să povestească experiențele proprii, să le teatralizeze, să le desenieze, să le descrie. Iar rezultatele le putem compara cu cele din carte. De fapt, comparația e metoda autorului și prin aceasta memorăm mai ușor. De exemplu, cititul nu îngrașă. Știam asta, dar cititorii, tiramisu în 3 straturi are 1000 de calorii. O carte cu 1000 de pagini, 0 calorii. Deci mai bine înfulici cărți decât patiserii și fast food. Dacă o carte îți place, o poți citi de 1000 de ori. Dar dacă îți place ciocolata, nu poți să o mănânci de 1000 de ori. Trebuie de fiecare dată să cumperi alta. Cărțile sunt ca iepurașii. Se nasc cu miile în fiecare zi. Puteți inventa multe jocuri, exerciții prin care să asemănați sau diferențiați iepurașii de cărți sau de alte lucruri din ambientul nostru, apoi să comparați cu cele ce ne oferă autoarea. Ne oferă sfaturi utile. O carte te poate salva, unele cărți te fac să strălucești în fața prietenilor, o carte nu te lasă niciodată în pană, ca mașina, bicicleta, căruța sau computerul.
Unele cărți sunt realmente extraordinare. Sunt cărți care se întorc singure la bibliotecă. Singure își află povestea. Cărți care își dau singure paginile. Care sunt acestea? Carte animată, carte electronică. Învățăm copiii a face cărți animate și cărți benzi desenate. Sau scanăm povestea preferată, o punem pe platforma gratuită de publicare electronică și avem cartea care își întoarce singur pagina. La fel e o poveste digitală. Astfel, citorii obțin și competențe tehnologice. Tot în categoria extraordinare, autorul include și cartea fosforescentă. Ați știut că există asemenea. O poți citi noapte pentru întuneric. Iar ca exerciți cu copiii, îi puneți să găsească alte lucruri sau viețuitoare fosforescente. Cine mai e fosforescent? Viermele fosforescent, licuricii, unele flori. Ce au în comun? Luminează. Cum luminează cartea? Lămuriți sensul și găsiți răspunsul împreună cu copiii, susținuți de ideile autoare. O carte nu se poate virusa. Nici COVID-ul nu-i place să citească. Stă fricos 72 de ore pe carte, apoi își dă duhul. O carte nu are termen de valabilitate, doar dacă o deteriorează rău vreun cititor. Lectura, afirmă prin dovezi autoarea, este libertate. Cu ajutorul unei cărți poți descoperi, explora toate țările lumii fără să poluezi planeta. Poți chiar călători în timp. Uneori o carte poate deveni cel mai bun prieten. Cum? Descoperiți prin joc și exercițiu din carte. Mai afle din această minunată carte cum să te împaci cu cărțile chiar dacă nu îți place să citești. Ce faci cu un vrap de cărți dacă nu îți place să citești? Ce faci cu o carte absolut inutilă? Căutați răspunsul împreună cu cititorii și împreună cu autoarea. O idee foarte bună este, dacă nu-ți place să citești, dormi cu o carte. Ea va răspândi energie toată noaptea, iar dimineața, garantat e interesat ce se va întâmpla. La fel, ce se întâmplă cu cei cărora nu le place să citească, în ce se transformă? E un bun ajutor părinților care doresc să educi copiilor pasiunea de a citi. Cartea este un morman de motive foarte, foarte bune. Unele sărite de fix, dar foarte bune. Pe care vor face pe cititorii noștri să devoreze realmente cărțile. Ora asta visează bibliotecare. Dacă nu aveți în bibliotecă, o găsiți la librariu sau pe elefant. Lectură cu folos!